Filmul Amsterdam 2022, o mare dezamăgire pentru mulți, nu și pentru mine. De ce? Aflați în continuare dacă vă uitați la această recenzie. După cum puteți observa, a fost o întreagă pleiadă de actori mari, o paletă de aur a cinematografiei mondiale, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, fiul lui Denzel Washington. Invitați speciali, Robert De Niro și Rami Malek. Michael Shannon, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Taylor Swift și Mike Myers. Wow! Așteptări imense! Filmul a dezamăgit. De ce? De asta. La ce se așteptau oamenii să vadă aici? Se așteptau ca fiecare dintre aceștia să joace cel mai bun rol al vieții lor? N-avea unde, era imposibil. Și care e problema până la urmă, asta nu înțeleg eu, mai ales că mi-a plăcut enorm filmul, a fost exact pe gustul meu, pe sufletul meu. Am mai văzut un film de genul ăsta, Head in the Clouds se numea, din 2004, cu Charlize Theron, Penelope Cruz, și care făcea un trio, de data asta amoros, nu ca în acest film Amsterdam, amoros în 2004, un trio cu încă un tip. Și ce se întâmplă? Protagonista principală, Charlize Theron, fugea practic de război, avea amanți, ducea o viață boemă, e bine, și personaja aceasta duce o viață boemă, dar fuge de familie ei, de fapt, nu neapărat de război, pentru că este asistentă și îngrijește rănițile pe front. Așadar, sunt diferențe majore, dar stilistic vorbind, nu este nicio diferență. Și pentru că nu este nicio diferență, nu e nicio diferență nici măcar la box office. Pentru că atât filmul acela din 2004 de care vă spuneam, cât și acesta, au fost dezastre la box office. Ambele dezastre la box office, ambele pe gustul meu, ambele pe personalitatea mea, ambele care mi-au oferit nu doar ceea ce mă așteptam eu să-mi ofere, ci și ceva mai mult, ceva care ține de situații, de viață, de reîntâlniri, de evoluții pe termen lung în condiții potrivnice. E bine, despre Amsterdam, ce s-a spus pozitiv e faptul că Christian Bale a ținut tot filmul. Bineînțeles că și ceilalți doi au avut roluri importante și s-au văzut suficient de mult și au participat la film, dar Christian Bale, într-adevăr, a ținut tot filmul. Despre așteptările mele vreau să vorbesc, nu despre așteptările publicului sau ale criticilor de film. Așteptările mele au fost bifate 100% în contextul în care mie nu-mi pasă neapărat ca actorii foarte mari să aibă roluri foarte mari, foarte antrenante în orice film. Este un film, are tente comice, dar este o dramă, totuși o parte de istorică inspirată după realitate, mai ales în ceea ce privește apariția lui Robert De Niro în film. Se învârte în jurul veteranilor de război care au intrat în posesia unor informații legate de o entitate, o asociație care era ideologică. Și ideologia lor nu trebuia să ajungă în Statele Unite. A fost fapt real, s-a întâmplat și s-a divagat, s-au construit personaje și întâmplări în jurul acestui fapt, acestei situații care a fost. Mai puțin la Robert De Niro, unde el chiar a interpretat un personaj, o personalitate istorică adevărată. Cei trei se stabilesc în Amsterdam pentru o perioadă și pe un revin aici, în America, unde continuă să facă ceea ce au făcut. Filmul se numește Amsterdam și lumea critică, dar de ce se numește Amsterdam dacă numai 6 minute din film sunt în Amsterdam efectiv și restul desfășurării acțiunii se întâmplă în stat? Ei bine, nu cred că au înțeles spiritul creativ al celui care a pus acest titlu de film Amsterdam. Pentru că Amsterdam este locul acela în care totul e bine, liniștit, frumos, în care dansezi, în care duci o viață liniștită și continui să îngrijești veteranii de război, așa cum știi tu, pentru că ești doctor și ai niște fiole. El era doctor. Fiole pentru calmarea durerilor și așa mai departe. Amsterdam este acel loc boem și liniștit în care viața decurge conform unei tihne. Da? De asta se numește filmul Amsterdam. Pentru că toți cei trei de aici caută acest lucru. Caută o tihnă, caută o viață frumoasă. Tensiunea. Foarte multă tensiune. Bine dozată. Și apropo de asta, oamenii și criticii și cei care mai fac recenzii cred că prea au adunat la un moment dat
multe referințe așa și l-a tăiat pe fiecare prea devreme și n-a continuat cu ele cât trebuia. Dar de unde știu ei cât trebuia? Filmul arată ce a vrut să arate. Da? Și ei spuneau că filmul, deși are, nu știu, 2 ore și ceva, putea fi dezvoltat mai mult și împărțit în serii. Ei bine, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord pentru că un film are voie să fie și așa puțin mai fragmentat sau cu referiri care doar se fac și nu se dezvoltă. De ce în filmele artistice, în feature films, referirile trebuie neapărat dezvoltate, toate care se fac? Nu poate să fie un film care face referiri doar pentru a adăuga anumite tușe de culoare și anumite nuanțe și atât. O anumită stare, un anumit mood, trebuie totul să fie analizat strict rațional, așa? Păi cu inima unde mai analizăm filmele la care ne uităm, nu? Eu l-am analizat cu inima pentru că așa analizez eu filmele, când găsesc și eu hibe pentru că dau și eu o notă, da? Dar în principal eu mă duc și dacă îmi place, îmi place mai ales aici. Că îți place aici sau cum îți place aici e o chestiune matematică. Aici e o chestiune meta-matematică. Bineînțeles că tensiunea se acumulează până în momentul speech-ului pe care Robert De Niro îl ține. Parcă build-up-ul acelei tensiuni dinaintea speech-ului a fost pentru mine ceea ce voi ține minte la nivel de mood. Amestecând subiectivitatea mea de aici cu obiectivitatea mea de aici, aceasta fiind cea obținută în urma research-ului pe care l-am făcut, nu pot decât să dau 9 aici, 7 aici și o să vină un 8. Asta am fost eu, Silvian Apollo, vă invit să vă abonați la Art Picilina pentru alte recenzii de film și alte clipuri. Până data viitoare, numai bine!